Te-a durut vreodată măseaua? Asta poate deveni foarte dureros și îți poate distrage atenția de la orice, o durere care pulsează continuu și pare că nu se va opri niciodată. În adâncul tău, știi că singura cale de a scăpa de dureri este o vizită la un medic dentist. Asta presupune radiografii dentare, polizarea dinților afectați, înțepăturile anesteziei, în gingiile moi ale maxilarului. Durerile dentare sunt un adevărat chin. Dar dacă ai avea o durere dentară pentru 526 de dinți, în luna iulie 2019 un băiat în vârstă de 7 ani din India se plângea mamei sale de dureri maxilare. Inițial acesta a fost ignorat pentru că era ceva minor, dar în cele din urmă părinții săi au observat că maxilarul său inferior a început să se umfle, iar băiatul se plângea de dureri insuportabile în acea zonă. Aceștia au dus copilul la un dentist în orașul Kenai, unde i s-a făcut o radiografie de rutină a maxilarului pentru a putea identifica cu precizie cauza durerilor. Toată lumea a fost șocată când imaginile radiografiei au fost procesate. Chiar în maxilarul inferior al băiatului era o pungă mare încorporată direct în osul maxilarului. Radiografia a arătat că această pungă era plină cu dinți de diferite mărimi. Băiatul a fost dus imediat în sala de operații și a fost imediat pus sub anestezie totală. După aceea doctorii au perforat falca prin partea de sus a acesteia, sperând să nu spargă maxilarul, ca apoi băiatul să nu sufere și alte operații de reconstrucție. Odată ce au perforat osul și au avut acces la punga cu dinți, a fost o simplă operațiune de extragere a acesteia din maxilarul băiatului. Medicii au descris acea pungă drept un balon cărnos. La 5 ore după operație, doctorii au deschis cu grijă sacul cu dinți și au extras numărul impresionant de 526 de dinți care crescuseră în interiorul acesteia. Dinții aveau dimensiuni cuprinse între 1 mm și 15 mm, iar fiecare era complet și avea formată coroana, rădăcina și învelișul de smalț. Băiatul s-a recuperat complet, el suferea de o condiție rară numită compus odontom, dar în cazul lui nu se știe cu exactitate ce a cauzat această condiție. De obicei, în astfel de cauze sunt de genele, dar factorii de mediu, cum ar fi poluarea sau expunerea la un anumit nivel de radiații, pot declanșa această condiție rară încă din pântecele mamei sau chiar în copilărie. În cazul lui, părinții cred că băiatul lor avea această problemă dentară de ceva vreme, pentru că el se plângea de dureri dentare încă de la 3 ani. Ei au mai fost și la alte controle în trecut, dar copilul nu stătea să fie examinat. Asta a făcut imposibilă determinarea cauzei durerilor de la o vârstă așa fragedă. Odontoma, așa cum se numește condiția rară suferită, este de fapt o tumoare benignă. Acestea sunt tumorile cel mai des întâlnite la nivelul maxilarului uman. De obicei, această condiție este descoperită în primele două decenii din viața unei persoane și este răspândită în mod egal printre băieți și fete. De obicei, cum este și cazul prezentat acum, aceste tumori sunt descoperite atunci când provoacă umflături și durere intensă. Dar cel mai comod mod de a descoperi această condiție rară este atunci când blochează dinții normali să iasă la suprafața gingiei. În alte cazuri, poate fi descoperită atunci când ies pur și simplu la suprafața gingiei, alături de dintele normal și sănătos. Dantura persoanelor care suferă de această formă a condiției arată ca dantura unui rechin, de parcă ar avea mai multe rânduri de dinți mici. În mod surprinzător, oamenii care suferă de odontoma compusă nu suferă dureri la nivelul maxilarului. Doar erupția mai multor astfel de dinți sau faptul că împiedică dezvoltarea dinților normali, sănătoși să crească, ajută la descoperirea acestei condiții. Chiar dacă nu prezintă un pericol real, în afară de faptul că împiedică creșterea dinților normali, acești dinți odontomi pot face activitățile normale foarte dificile, precum mestecatul, dar împiedică erupția completă a dinților normali la suprafața gingiei. Totuși, o persoană poate trăi o viață perfect normală. Dacă nu se tratează niciodată de această boală, va suferi doar dureri și umflături ocazionale în zona respectivă. Ceea ce face cazul nostru de astăzi unic este faptul că majoritatea compusului odontom nu prezintă dinți benigni atât de bine dezvoltați. Ei sunt formați în mare parte din rădăcini subdezvoltate, dentină și nervi dentari. Aceste elemente ale dinților odontomi sunt neorganizate, fără să urmărească un tipar anume, după care se dezvoltă și arată de parcă cineva a luat ingredientele din care se formează dinții și le-a aruncat aleatoriu în zona afectată. Erupția unor dinți odontomi dezvoltați complet este foarte rară, dar numărul dinților, în cazul nostru 526, este și mai rar. În ciuda faptului că prezinde un risc pentru sănătate, compușii odontomi trebuie tratați până la urmă pentru a evita formarea chisturilor gingivale. Această condiție poate duce la un disconfort crescut atunci când mâncăm și înghițim, dar și a dezvoltării naturale a dinților sănătoși. Prin urmare, doctorii recomandă extirparea imediată a acestor formațiuni, iar dacă ați observat orice durere persistentă la nivelul maxilarului, ei bine s-ar putea să fiți gazda mai multor dinți de acest fel. Având în vedere că facturile stomatologului sunt deja destul de mari, ar fi bine să ne ocupăm de această problemă înainte să ne afecteze partea sănătoasă a dinților sau a maxilarului. Să ai mai mulți dinți decât un rechin poate fi destul de înfricoșător, dar este și mai cumplit să suferi de o condiție numită în popor sindromul omului copac. Numele științific al acestei condiții medicale rare îl aveți acum pe ecran. Această boală poate forma epiderme carnoase asemănătoare negilor sau scoarței de copac care crește continuu pe corpul individului afectat. Pielea, în special cea a membrelor, arată de parcă este formată dintr-un lemn tare și noduros. Această condiție medicală este extrem de rară, ea poate fi întâlnită doar la câțiva oameni de pe întreaga planetă, astfel doar câteva cazuri au fost raportate și îndosariate de știința modernă. Această boală este declanșată de un virus uman, numit virusul Papiloma Uman, sau VPU. Condiția are loc doar la persoanele care au o slăbiciune genetică la acest virus, virus ce limitează abilitatea corpului de a lupta cu infecția epidemiei. Această slăbiciune genetică îi permite virusului să atace pielea și să provoace leziuni care devin apoi extrem de tari și arată ca scoarța unui copac bătrân. Această boală se poate transmite prin contacte neprotejate, însă există un caz tragic unic în Indonezia. Persoana respectivă a contactat virusul VPU printr-o zgârietură la nivelul genunchiului la vârsta de doar 15 ani. Aproximativ 600 de astfel de cazuri sunt raportate anual pe întreaga planetă. Majoritatea dezvoltă epidemii tari cu aspect de negi la suprafața pielii. Totuși, doar o mică parte din aceste persoane vor suferi de creșterea unor plăgi mari de epidermă cauzate de virusul VPU, fiindcă ele pot crește fără niciun control. De obicei, suferinții acestei condiții rare vor vedea leziuni care încep să le acapareze incontrolabil toată pielea. Totuși, în majoritatea cazurilor, doar mâinile și picioarele sunt puternic afectate de această boală. În timp, leziunile care provoacă creșterea incontrolabilă a plăgilor de epidermă vor fi atât de răspândite pe corp încât noile leziuni vor crește sub vechile leziuni, aproape la fel ca noile inele care se dezvoltă în interiorul scoarței unui copac. În doar câțiva ani, leziunile pot fi atât de puternice încât indivizii suferinți pot căra până la 7 kg de plăci dure ale epidermei. Mâinile și picioarele devin complet inutile odată ce pielea continuă să sufere modificări datorită virusului. Acestea pot împiedica persoana respectivă să mai muncească sau să se îngrijească singuri fără niciun ajutor. În mod surprinzător, pielea de sub aceste plăci lemnoase crescute la suprafața ei este nevătămată. Totuși, se poate interveni chirurgical pentru îndepărtarea lor, iar asta oferă astfel o oarecare ușurare pentru o perioadă de timp relativ scurtă. Din păcate, afecțiunea este netratabilă, iar creșterea plăcilor poate încetini sau se poate accelera aleatoriu. Unele persoane afectate necesită până la două operații pe an pentru a îndepărta kilogramele de scoarță care crește incontrolabil pe pielea lor. În 2017, un om care locuiește în Gaza, pe nume Mahmoud Taluli, a suferit de sindromul omului copac timp de 10 ani. Atunci când a făcut o vizită la diferiți doctori din Iordania și Egipt, aceștia au recomandat amputarea membrelor afectate. Ei au spus că nu există niciun tratament care să aibă efect asupra condiției medicale de care suferă. Timp de un deceniu, Mahmud Taluli nu și-a putut folosi mâinile nici măcar pentru a îndeplini sarcini simple de zi cu zi. El trăia într-o durere continuă extremă. Apoi, după 10 ani, oficialii medicali din Israel au aranjat o vizită a acestuia la spital. Aici s-au îndepărtat plăgile crescute excesiv pe piele în urma unor operații chirurgicale, iar în urma unui tratament experimental a primit un transplant de piele sănătoasă care să înlocuiască plăgile suferite pe diferite părți ale corpului. În ultimii doi ani, Taluli s-a întors în Israel pentru mai multe operații. Chiar dacă condiția medicală este incurabilă, tratamentul i-a permis lui Taluli să-și poată folosi mâinile pentru prima dată după 10 ani. Totuși, îndepărtarea plăgilor crescute nu a fost ușoară. Asta a solicitat doctorilor să taie prin negile mnoși ca apoi să poată ajunge la stratul de piele a lui Taluli de unde au fost îndepărtate rădăcinile negilor. Dacă doctorii ar efectua procedura fără să îndepărteze rădăcinile acestor plăgi, ele ar crește pur și simplu înapoi într-un timp relativ scurt. Ceea ce face această condiție și mai rea este faptul că atunci când talulii își atingea zonele lezate, de unde nu i s-au putut îndepărta rădăcinile negilor, infecta și pielea neafectată de virus, deci acesta se reinfecta singur fără să-și dea seama. În căutarea unei soluții permanente a acestei condiții, doctorii din Israel cartografiază genomul lui Taluli în speranța că vor găsi anormalitatea genetică care nu lasă corpul să lupte cu acest virus rar. Dacă această anormalitate ar fi localizată, doctorii ar putea dezvolta un tratament bazat pe imunologie, special croit pentru genomul lui Taluli. Acest tratament ar urma să elimine simptomele pentru totdeauna. Totuși, tratamentul ar putea ajuta și alți pacienți care suferă de sindromul omului copac, cel puțin ar aduce liniște oamenilor de pe toată planeta care suferă de această condiție medicală și care s-au ascuns de alții datorită aspectului monstruos cauzat de boală. Data viitoare, când ai o durere dentară sau simți cum răceala îți intră în corp, mulțumește stelei tale norocoase că ești una dintre milioanele de oameni a cărui sistem imunitar funcționează corespunzător și nu ești forțat să trăiești cu o astfel de anomalie fizică pentru tot restul vieții. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!